Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Din nou la Saturn, pe plaja Diana, pe ultima zi de concediu. O să mai stăm azi și mâine. Iar apoi mâine o să plecăm acasă cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă ne ajută bunul Dumnezeu, să ne întoarcem de la mare. O zi frumoasă. Foarte multă lume pe plajă. Apa caldă, curată. Uitați și dumneavoastră ce curată e apa. Și foarte caldă, o să ne bucurăm împreună. E litoralul românesc. Eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce faci, ceea ce promovezi, nu uitați să dați un like, o abonare. Pentru că e gratis pe dumneavoastră, nu vă costă nimic, iar pe mine m-ar ajuta foarte mult. Vă doresc vizionare plăcută. Nisipul foarte frumos, foarte fin. Plaja curată, apa foarte caldă, suntem în a cincea zi la mare, am venit marți, azi sâmbătă. Acum, în a cincea zi, au apărut și pe plaja de la Diana. Aici, în Saturn, au apărut pe margine puține alge, nu sunt foarte multe, doar aici, într-un colț. Dar patru zile n-au fost gram de alge, în schimb apa înăuntru e foarte curată, doar un pic aici, în colțul ăsta, a adunat un pic de alge, în rest, plaja e foarte curată. Lume multă, apă călduță. Deci abia în a cincea zi au apărut algele și pe plaja Diana. Dar apa înăuntru chiar că e foarte curată și foarte caldă. Aici un hotel foarte frumos îngrijit. Un hotel de 3 stele. Hotel Narcis, în stațiunea Saturn, foarte frumos îngrijit și în fața hotelului. Deci se poate. Unii patroni chiar pot. Parcare suficientă, uitați câtă parcare și la umbră între copaci. Și aici parcări gole, suficiente. Cei care doresc să facă ceva pentru turismul românesc fac, îngrijesc. Aer condiționat la fiecare apartament, în schimb din coace peste drum. Peste drum, vai și amar. Un alt hotel, care din păcate e așa cum e. E și foarte bine poziționat și ar putea la fel să fie hotel Semiramis. Multe terase de vară aici în Saturn. Închise, chiar din cauza ceea ce vă spuneam, din cauza că nu-și respectă clienții, turiștii, în unele locuri prețurile sunt așa cum sunt. Cei care își respectă turiștii și clienții, întotdeauna e plin pe terasă, și la masă, și la sucuri, și la bere. Uitați și dumneavoastră, terasele gole, iar în schimb acolo, uitați ce spațiu frumos îngrijit, cine dorește să aibă clienți și turiști, se ocupă într-adevăr, bravo lor, felicitări, nu-și bagă joc de turiști, le oferă condiții minime, condiții decente, pentru că așa e normal, uitați ce frumos, e o plăcere, cât de frumos e îngrijit acest spațiu și acest hotel. Dacă vrei să ai turiști și turistul să-ți vină pe litoral, să se cazeze la tine, să mănânce la tine la restaurant, atunci trebuie să-i oferi. Uitați ce frumos! O splendoare, bravo lor, felicitări! Sunt și oameni care, într-adevăr, se gândesc la turiștii lor. Uitați ce condiții frumoase, ce clădire frumos renovată, aere condiționate, gazon, terasă la umbră. Deci omul se gândește la turiștii care calcă pragul. În schimb, alții, dacă ar putea, ar trage și pialea de pe tine. Vând porumbul cu 12 lei, în timp ce ei îl cumpără cu 50 de bani un leu, de la țăranul român. Uitați ce clădire frumoasă, restaurant de amont, restaurant de 3 stele, dar la cum e aranjat și la ce frumos arată, ar putea să fie și la 4 stele. Bravo lor, felicitări! Respect acestor oameni, acestor patroni care într-adevăr se gândesc la clienții lor.
No, am venit aici pe o altă terasă. De data aceasta să vedem și în altă parte cum e mâncarea, ca să mai schimbăm un pic. O terasă foarte mare, dar nu prea e lume, cam goală terasa. Acum să vedem și cât, ce meniuri au. Ne-am oprit aici la o terasă, oameni buni, la Antic. Ne-au dus câte un meniu. Ne-am uitat și la prețuri, dar din păcate aici prețurile sunt mult mai piperate. Deci chiar mult mai piperate. Și am făcut o comparație între degețelele de pui cu cartofi, pai, pe care le-am mâncat dincolo. Și acolo era undeva un 27 de lei, iar aici e undeva 38 de lei. Deci mult mai scump. O să servim un suc, după care o să mergem și o să mâncăm tot la terasa la care ne-am obișnuit noi, pentru că prețurile sunt mult mai ieftine acolo, cu mult mai ieftine. Și meniul ăsta, ce nu pot eu să înțeleg, meniurile astea sunt așa de mărunt făcute, de mărunt scrisul, că nici nu vezi, cei care nu văd, nici nu vezi să comanzi. Atât de mărunt, parcă li-e greu să fac un pic mai mare meniurile astea. E sincer, dacă vine o persoană mai în vârstă, chiar nu vede, nici, cel puțin nici eu, fără ochelari, nu văd să citez meniul. Nu înțeleg de ce nu fac mai mare, scrisul mai mare. Am venit aici pe terasa asta unde mâncăm noi de fiecare dată. Băiatul cel mare și-a comandat o ciorbă de burtă care arată foarte bine și foarte multă burtă în ea. I-au dus și smântână și sus. Băiatul cel mic și-a comandat o ciorbă de fasole cu ardei. Foarte bună. Am plecat de la terasa pe care am, de la terasa la care am fost înainte, pentru că acolo un singur fel de mâncare era de la 38 de lei în sus, la 40. Mâncai doar un singur fel de mâncare. Iar aici cu 35 de lei mănânc și felul 1 și felul 2 și mâncarea e foarte bună, în regulă. No, tocmai ce mi-a sosit și mie mâncarea, eu am comandat o tochitură moldovenească. Uitați ce bine arată și ce porție mare. Mamă, mamă, ce frumos arată, costa 40 de lei. Soția și-a comandat o pizza, la fel și pizza foarte mare, foarte bună. Ketchup-ul e la original, unde l-a lungit. Băiatul și-a comandat o porție de paste, la fel, porție destul de mare, foarte bună, vă doresc poftă bună, sper să nu vă facem prea mare poftă. Așa cum am zis, ne-a venit și tochitura, mamă ce bine arată, și ce porție mare, cu brânzică pe deasupra, cu nou poșat, mamă, mamă, da și dumneavoastră. De-aia v-am zis că la terasa asta se mănâncă foarte bine. Noi aproape de fiecare dată venim aici, am vrut să mergem și în altă parte unde la fel se mănâncă foarte bine, dar acolo niciodată n-am găsit loc liber la mesă. Mamă ce bine arată! Tochitură moldovenească la 40 de lei, dar dacă mănânci o porție de asta, după aia poți să mergi toată ziua să tragi la coasă liniștit. Mamă ce bună! Extraordinar de bun, oameni buni. Cărnăciori, carne de porc, mamă, mamă, ceafă de porc, cotlet. Chiar că arată super bine și foarte bună, e foarte gustosă. Ar fi măr și un suc de pere înainte, foarte bun. Foarte bună mâncare. De aceea unde se mănâncă bine, terasele spline întotdeauna. Iar unde mâncarea e foarte scumpă și nu-i prea bună, acolo terasele zgole. V-am arătat și dumneavoastră în alte filmulețe. Da, oameni dragi, am terminat de mâncat. Porția de tochitură a fost așa mare că chiar n-am putut să o mănânc, cu toate că eu sunt un mâncalău care mănânc foarte mult. Dar de data asta a fost așa mare porția că, sincer, chiar n-am putut să o mănânc. Mâncarea foarte bună, la fel și pizza, la fel și spaghetile. Sper să nu vă fi făcut prea mare poftă. Din nou pe plajă, după masă. Ora 19:30. Încă e plin de lume,
lumea se bucură de apa caldă. Ia și cormorani, trei cormorani care trec în zbor. Cam atât și pentru astăzi, oameni dragi, de aici, de la Saturn, de pe plaja Diana. Eu sunt Sandu Gospodaru. Vă doresc multă sănătate, nu mai vine rău la nimeni. O zi minunată și astăzi. O zi foarte frumoasă. Vă doresc, nu mai vine rău la nimeni. Doamne, ajută la toată lumea. Bună dimineața, oameni dragi. Eu sunt Sandu Gospodaru. Vă doresc o zi minunată tuturor. Astăzi am venit în dimineața aceasta la malul mării să vedem răsăritul soarelui, să ne bucurăm împreună de răsăritul soarelui. Este ora 5:20 dimineața și, după cum puteți vedea, pe plajă, pe șezlong, sunt două persoane care stau și se bucură și ei de răsăritul soarelui. În apă sunt patru persoane care fac baie la ora 5:20 dimineața. Oamenii se bucură de litoralul românesc. Ia uitați ce bucurie! Apa e foarte caldă. Chiar dacă e dimineața, așteptăm să răsară soarele. E 5:20, soarele aici la Mangalia răsare undeva la 6:20. O să mai așteptăm un pic până răsare și o să ne bucurăm împreună. Astăzi este duminică, ultima zi la mare. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine dimineață, dimineață bună, o să ne întoarcem spre casă, o să mergem spre Maramureș. Din păcate, după cum vedeți astăzi, ieri a început să adune algele și pe mal la plaja Diana. Astăzi și mai multe alge, după cum vedeți, din ce în ce mai multe alge. Până acum n-au fost deloc alge, timp de 4 zile cât am stat noi, n-au fost alge deloc. Ieri au început să apară, să fie foarte puține, iar astăzi, duminică, au început din ce în ce mai multe. Și pe plaja Diana, după cum vedeți, apa a scos la mal din ce în ce mai multe alge, dar cu toate astea apa e foarte caldă, înăuntru e foarte curată, doar la mal ce sunt alge. O să așteptăm răsăritul soarelui, să ne bucurăm împreună cu toții, să vedem cum răsare soarele aici la Mangalia, pardon, la Saturn. Oameni dragi, nu știu dacă se vede în depărtare, chiar acum începe să răsară soarele, ca și o minge de foc. Un răsărit de soare foarte frumos, de care să ne bucurăm împreună cu toții. Uitați ce frumos răsare, încet, încet. Este ora 6:15. Un răsărit splendid. Aici, pe țărmul Mării Negre, unde se sparg valurile. E o plăcere să stai să asculți cum se sparg valurile la mal. Acolo foarte departe, în depărtare, să văd bărcile pescarilor care s-au dus de dimineață după pești, să vadă ce au prins în plasele lor. Uitați cât de frumos răsare, ceva extraordinar de frumos. Avem o țară atât de frumoasă, dar mulți nu știm să ne bucurăm de ea și de lucrurile frumoase care există în țara noastră. Am stat și m-am bucurat de răsăritul soarelui, oameni dragi. Acum mă duc înapoi la apartament să beau o cafea, să vă arăt și câte prețuri de aici pe plajă, de la Mangalia. Cred că vi le-am mai arătat, dar o să vi le mai arăt odată pentru cei care sunt interesați. Degețele de pui plus o doză de suc, 35 de lei. Aripioare
plus o doză de sub 35 de lei, șnițel plus sub 35 de lei, cârnăciori plus sub 35 de lei, meniu mici, 4 mici cartofi prăjiți și sub 25 de lei, am si 12 lei, midi pane 25 de lei, calamar pane plus cartofi prăjiți plus sos 25 de lei. Deci prețuri destul de accesibile, dar în schimb este mult mai rentabil să mergi și să mănânci la terasă, pentru că aici dai pe un singur fel de mâncare, dai 25 de lei sau 35 de lei, de exemplu un giros plus suc, carne de pui, porc, cartofi prăjiți 35 de lei, na, decât să dai pe un singur fel de mâncare, eu zic că mai repede mergi și mănânci și felul 1 și felul 2 și salată, ești mult mai câștigat. Cafeaua 4 lei, giros la farfurie 35 de lei. Mâncarea nu s-a scumpit atât de tare, în schimb ce s-a scumpit foarte tare sunt produsele astea, produsele de prin magazine și suvenirurile s-au scumpit iară foarte tare, dar în schimb mâncarea, eu zic că mâncarea e acceptabilă, mai ales dacă te uiți un pic, pentru că prețurile diferă de la o terasă la alta. Na, tocmai ce ne-o sosă mâncarea, eu mi-am comandat o ciorbă de fasole. O ciorbă de fasole simplă, numai cu legume și cu fasole, dar e foarte multă fasole, ne? Foarte bună, băiatul și-a comandat din nou o ciorbă de burtă foarte bună, cu smântână, cu sos de usturoi. Soția o ciorbă de pui, cu un coconel de pui. Mâncare foarte bună, apă minerală, o limonadă. Vă dorim poftă bună. No. Ciorbița de fasole, asta e foarte bună. Din când în când ne mai comandăm câte un meniu de asta cu ciorbă de fasole, pentru că e foarte bun meniu ăsta. Ciorba de fasole, chiar dacă e fără carne, dar e foarte bună, e extraordinar de bună. La fel și ciorba de burtă, îmi spune băiatul, eu n-am mâncat până acum ciorbă de burtă, dar îmi spune băiatul că e o ciorbă de burtă excepțional de bună și foarte multă burtă, ne, porție mare, smântână, sos de usturoi. Mâncare bună aici pe terasa asta, oameni buni. Nu știu cum se numește terasa, să vă spun că nu are un nume, dar v-am filmat din șosea intrarea și vis-a-vis de hotelul acela. Dacă vă uitați pe filmulețele mele pe care le-am postat, o să vedeți că e exact peste un hotel, peste drum de un hotel, nu mai știu exact cum se numea hotelul, dar mâncarea aici pe terasa e ok, e foarte bună, în regulă și ieftină. Noi am mai fost și pe alte terase, dar pe alte terase de-abia îți permis să bei un suc. În schimb aici mănânci felul 1, felul 2 și salată. Da, eu sosit și la băiat o chitura moldovenească. Porție foarte mare, foarte frumos arată. Arată bine și foarte bună. Eu am mâncat acum 2 zile o tochitură de asta cu brânză și cu un ou poșat cu brânză pe deasupra. E foarte bună, porție foarte mare. Așteptăm și noi să ne vină și nouă, felul 2. No, ne-au sosit și felul 2. Piureu de cartofi, orez și pulpă de pui dezosată. Soția la fel, un piureu de cartofi, orez și șnițel de pui. Băiatul s-o chinuiește și el un pic cu tochitura moldovenească, care e foarte bună. Chesatul suficient din felul 1, felul 2 și salată, am uitat și salată la fiecare meniu. Acum piureul e piure din fulgi de cartofi, dar e foarte bun. Mamă ce bun e. Nu mai trebuie absolut nimic în el. Salată de varză, orez. Chiar dacă porțile sunt micuțe, dar te saturi suficient că abia reușești să mănânci și felul 1 și felul 2 și salata. O terasă foarte bună pe care vă recomand, oameni buni, aici în Saturn. O să vă arăt când ies afară
Exact. Ca să vedeți și dumneavoastră, o să vă arăt intrarea. Este vis-a-vis. E un hotel, cred că Siret, dacă nu mă înșel. Culpă dezosată. Mă să-mi iau un cuțit. Mâncare excepțional de bună. Noi de când am venit, în fiecare amiază, la amiază am mâncat aici. Doar amiază am mâncat și mâncarea excepțional de bună. Acum nu prea sunt obișnuit eu, oameni buni, să mănânc eu cu cuțitul. Arată foarte bine. Și pulpița dezosată. Grozav de bine arată. Și acum sper să nu tremure telefonul. Mamă, dar ce bune! Nota 10 pentru terasa asta. Ospătarii sunt foarte, foarte de treabă. Nici n-a pus să te pui la masă și deja și vine meniu ca să vezi ce să comanzi. După ce te-ai hotărât ce vrei să mănânci, maxim 10 minute și deja, mult 10 minute și deja și vine mâncarea. Nici ospătarii din nota 10. Vă recomand această terasă pentru că se mănâncă bine aici, se mănâncă ieftin în comparație cu alte locuri. O să vă arăt locația din stradă ca să vedeți exact și dumneavoastră cei care doriți să veniți. Băiatul cel mic și-o comanda și-o clătită. Uitați și dumneavoastră ce frumos, ce clătită frumoasă. Extraordinar de bine arată. No, oameni dragi, așa cum am spus, pe drum de hotel Siret, aici e locația, aici e terasa, unde puteți să mâncați foarte bine. După cum vedeți și la ora asta, terasa e plină. Uitați și dumneavoastră, pentru că se mănâncă foarte bine aici, foarte ieftin, mâncarea e foarte bună. Meniu ieftin la 35 de lei, felul 1, felul 2, salată. Poți să-ți alegi mai multe meniuri, mai multe meniuri. Deci aici e locația, intrare aici, n-aveți cum să o ratați. Chiar peste drum de hotel Sire. Vă recomand, noi numai aici am mâncat în fiecare amiază, pentru că mâncarea a fost foarte bună. Și chiar și acum, dacă e trecut de ora 14:30, terasa încă e plină. Deci n-aveți cum să ratați. Aici popcorn. Pahar mic 10 lei, pahar mediu 13 lei, pahar mare 15 lei, înghețată 10 lei, cu gust de căpșuni, de banane, cu căpșuni, banane. 10 lei înghețata, eu zic că nu e chiar atât de scumpă, 8 lei sucul. Deci prețurile sunt accesibile, nu sunt chiar atât de scumpe. Acum diferă de la o locație la alta, dar în general prețurile sunt acceptabile. Așa cum am spus, s-au scumpit mai mult lucrurile pentru plajă. No, tocmai ce am venit la masă, am fost la amiază și am mâncat. Ne-am oprit și pe la niște magazine de-astea cu suveniruri, ca să nu mergem acasă cu mâna goală, să ducem la cei dragi câte un mic suvenir de aici, de la mare. Am cumpărat la fiecare câte un mic suvenir. Pentru fiecare, în parte. Ultima zi la Saturn, pe plaja Diana. Mâine dimineață bună, o să ne trezim și o să plecăm spre Maramureș. Cu ajutorul lui Dumnezeu am prins o vacanță minunată, căldură mare, apă caldă, apă curată. Acum în ultima zi au început să vină mai multe alge, dar văd că deja le-au și curățat din pe mal. Un concediu minunat, mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să ajungem la mare, să ne bucurăm de acest concediu.
aici pe plaja Diana din Saturn. Oameni dragi, sper că v-a plăcut ceea ce am filmat, ceea ce am realizat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un comentariu. Eu sunt Sandu Gospodaru, de aici, de pe litoralul românesc. Vă doresc multă sănătate și numai bine rău la nimeni. Doamne, ajută-ne la toți! Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru. Vă doresc o zi minunată tuturor. Tocmai ce ne întoarcem de la mare, ne îndreptăm spre Maramureș. Imediat o să ajungem la Brăila, unde o să trecem podul peste Brăila, peste Dunăre. O să vă mai luăm cu noi pe drumul de întoarcere spre casă. Vă doresc vizionare plăcută. În fața noastră e podul de la Brăila, podul peste Dunăre. Acum o să urcăm și noi și o să trecem imediat peste el. Un pod foarte mare, o priveliște foarte frumoasă. Imediat urcăm și noi pe el. Din păcate, partea asta de pod, cât traversăm, e foarte rău. Extraordinar de rău, uitați și dumneavoastră. Cu întâia mergem și parcă mergem pe un drum de țară. Aproape că aghez mașina, nu aproape că în unele locuri chiar am agățat mașina, cum suntem și patru persoane. Păcat că e o priveliște atât de frumoasă. Acum poate că să și lucrează la pod, nu știu ce să zic, dar când am trecut încolo, când am mers spre mare, a fost foarte bună partea pe care am trecut, dar acum la întoarcere, din păcate, vai și amar. Și mergem cu atâi, atât de încet și în unele locuri chiar că am agățat și mașina. Imediat ajungem la Bacău, undeva la jumătatea drumului nostru, unde cred că o să ne și oprim să mâncăm ceva. Aici deja vremea s-a mai răcit, s-a mai răcorit un pic, e mult mai răcoare decât la mare. O să ne oprim undeva să mâncăm, o să vă arătăm și dumneavoastră ce o să mâncăm, pentru că e ora 11 deja și o să ne punem imediat unde găsim ceva local cât de cât mai de Doamne ajută și o să ne oprim să mâncăm. Oameni dragi, tocmai ce ne-am întâlnit cu o stână de oi care coboră de la Borșa spre Cârlibaba. Ia ce stânuncă faină de oi, căpriță, ciobanul lângă ele. O stână mare de oi, cred că sunt peste 300 de oi. Ciobanul ne face semn să trecem. Doamne ajută, unde le duceți? Doamne ajută, unde le duceți? Nu mai aici, nici. Da, aici, acolo. Da, numai le mutați? Da. Să-l întreb câte are, au mai mult de 300. Doamne ajută! Câte aveți? Avem mai multe. Mai mult de 300? Da. Dați mai multe? Da. Dar de unde veniți cu ele? Din Ilva Mică? Da. Păi de mine, ați avut un pic de drum? Am avut. Ați avut? No, Doamne ajută, sănătate, numai bine! Ia ce câini faini am! Săraci oameni, vedeți oameni buni! Asta e viața păstorilor de animale, crescătorilor de animale, a țăranilor, săraci oameni vin din Ilva Mică. No, oameni buni, tocmai ce am intrat, acum vreo 10 minute în județul Maramureș. Suntem în vârf, am ajuns în vârf aici. Cred că o să șomprim un pic aici o mănăstire foarte frumoasă. Ne-am întâlnit și cu o stână de oi. Vedeți, oameni buni, de ce eu tot timpul spun în videoclipurile mele că eu respect crescătorii de oi, păstorii de oi, pentru că ați văzut dumneavoastră, săraci oameni, vin de la Ilva Mică cu oile în transumanță până la... Vin într-o asumanță până la Cârlibaba, în județul Suceava, vin pe jos, vieți oameni. 3-4 zile, eu știu cât fac ei în Ilva Mică și până în Cârlibaba, pe jos cu turma de oiță.
O să ne oprim un pic aici, aici o mănăstire foarte frumoasă, pe timp de iarnă și o pârtie de schi. Aici o mănăstire frumoasă, chiar în vârf. De aici după aia coborâm numai în jos, spre Maramureș. Până acum am urcat de la Suceava în sus spre Maramureș, acum coborâm în jos spre Maramureș, spre Borșa, spre orașul Borșa, la fel un oraș turistic cu pârtie de schi. O mănăstire foarte frumoasă, acolo în spate e mănăstirea, o clădire foarte frumoasă, chiar aici în vârf. Să vede că am intrat deja în Maramureș, că deja sticlele de horincă, vestita horincă de Maramureș, păpușile tradiționale din zona Maramureșului. Bună ziua, îmi dați voi, așa e? Să vă fac un pic de reclamă gratis. Să uitați pe Sandu Gospodaru, ca peste vreo două săptămâni. Aici vestitele păpuși de Maramureș, foarte frumoasă. Emblema Maramureșului, la fel sticlele de horincă, sticluțele tradiționale de horincă. Asta e elixirul tinereții, oameni buni, dacă beți așa ceva întineriți, nu o să îmbătrâniți deloc. Asta ne reprezintă pe noi, pe moroșeni. Aici ce aveți, lichioruri? Afinată vișinată. Ne spuneți cât costă o păpușă de asta, să știu oamenii. 100 de lei, oameni buni, o păpușă, indiferent bărbat sau femeie. Și sticlele? 40-50, depinde. Deci depinde de modelul din ele. 40-50 de lei, oameni buni, câte o sticluță de horincă. Ia uitați ce frumos. Cu fus, cu cumpene, vârtelniță, scară, fântână cu cumpănă, pentru ceteraș care-s muzicanți. Asta reprezintă Maramureșul. Vizitați Maramureșul, oameni dragi. Vizitați Maramureșul, pentru că Maramureșul e foarte frumos. Aveți ce să vizitați în Maramureș. No. Suntem aproape de orașul Borșa. Ia acolo în depărtare să vede orașul Borșa. Vârful Pietrosu, numai că e norat și nu se vede foarte bine. Maramureșul nostru drag și frumos, cu păduri verzi, cu aer curat, apă curată ca lacrima. Uitați și dumneavoastră ce o splendoare. No, oameni dragi, am ajuns în orașul Borșa, un oraș turistic cu pârtii de schi, cu telegondole. Aici sus, cu telegondola, se urcă sus la Cascada Cailor. Eu sunt Sandu Gospodaru, ne apropiem de Sighetul Marmației, am ajuns aproape, ajungem acasă, n-are rost să vă mai țin. Eu sunt Sandu Gospodaru, sper să vă placă ceea ce fac, ceea ce realizez. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un comentariu. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, nu mai vine rău la nimeni și nu uitați să vizitați România și locurile frumoase din țara noastră.